carte, una dintre cărți, cam veche, prăfuită. Mai multe cărți. Da, bine, sunt mai multe evanghelii sau ceva, dar Biblia e un nume generic pentru cărțile religioase. Păi, e o carte învechită în care n-ar trebui să mai am încredere. Da. Și am cercetat-o special ca să înțeleg ce se întâmplă. Păi, e cercetat-o, după cum ai spus, câteva evanghelii, da. Câte evanghelii sunt? Nu sunt mai multe evanghelii. Câte? Au fost foarte multe. Acum ați triat ăștia care sunteți foarte credincioși și ați ales numai patru care erau așa, cumva potrivite una cu alta. Așa. Dar nu sunt toate patru potrivite. Da, se contrazic chiar din astea care le-ați filtrat. Dar vă dați seama câte Biblie, că era și Biblia lui Evanghelia lui Iuda și mai era o grămadă de evanghelii. Și toate evangheliile astea au fost scrise după faptele cele. Pentru că la început erau vorbe populare, cum era Meșterul Manole sau Balada Miorița, trecea din gură în gură din păstorii și agricultorii evrei, niște triburi antice, primitive, cu mii de ani în urmă. Păi, are risc tot ce este vechi este rău. Nu, trebuie revizuit, trebuie actualizat. De exemplu, una dintre porunci despre să nu trăvnește robul tău. Asta înseamnă că Biblia, Biserica Creștină, încurajează robia? Ce poruncă? Care? Să nu răvnești robul aproape lui tău. Înseamnă că încurajează și... Nu, acolo este porunca. Să nu dorești nimic? Să nu dorești nimic din cei ce are aproape lui tău. Inclusiv robul. Robul aproape lui tău. Da, hai să stăm să citim. Deci am înțeles că e veche și trebuie revizuită atitudinea. E una dintre cărțile lumii. Unele scrise cam în aceeași perioadă sunt mult mai bune, de exemplu, filozofia antică grecească sau literatura, dramaturgia antică grecească. Am făcut facultate de teatru, după aceea am citit niște piese antice extraordinare și mă gândesc cât de bine au fost scrise astea în Grecia democratică, că democrația vine din Grecia antică. Și cât de bâlbâită e scrisă Biblia și Evanghelia. Piedele lui Solomon? Nu știu, nu cred. Nu cred. Păi cum te spuneți, dar chiar de... Eu am făcut dramaturgie, facultate de teatru și am citit piese. Da. Ale lui Aristofan. Ca să faci o comparație, trebuie să știți un domeniu și altul, care de a face o comparație cumva plauzibilă și corectă. Bine, lucrurile se văd prin comparație, până la urmă, nu poți să spui că... Păi iată, eu am comparat dramaturgia antică, grecească, da, cu versetele din Evanghelie sau alte cărți bisericești. Și mi-am dat seama că diferența e prea mare încât mai degrabă cred în arta. Deci, vârsta? Ce-i cu vârsta? Ce vârstă a fost chestia asta? 14 ani, da? Când am pus la îndoială, am decis că sunt ateu și militant ateu. După ce eram student la București, am făcut un documentar întâi despre un preot care a desenat pe biserică chipuri de sfinți, dar acolo l-am recunoscut Vasile Alexandrii, pe Mihai Eminescu și după aceea când am făcut interviu cu preotul, dar el zice, uite, Sfântul Ioel acela, eu tânăr. Zic, păi de ce, cum așa, nu-i blasfemie? Zic că nu, pictorii m-au întrebat, și cum să desenăm sfinții? Și eu le-am zis, iată, le-am dat niște portrete, luați portrete. Pentru că nimeni nu ține minte cum arătau sfinții cei și el a pus niște... Ține minte, este o carte, se numește Ermeneutică, unde se... Bine, dar preotul acela de la București, despre care a făcut eu un documentar, a făcut așa, inclusiv chipul lui l-a pus ca Sfântul Ioel. Și v-am zis, și acum în mijlocul Bucureștiului este biserica aceea cu Eminescu, Alexandrii, probabil jos acolo scrie Sfântul Cutare, dar îl recunoști pe Alexandrie și pe Eminescu, pozele lor clasice. Bine, asta cred că e un caz aparte. Și după aceea am filmat tot alt documentar, deja în anul 2, la mănăstirea Cernica. Și am aflat, pe lângă conflictul pe care l-am documentat eu cu proprietarul iazului, că călugării se duceau și furau pește pe ascuns, am aflat o grămadă de alte chestii interne din viața mănăstirii. Și am zis, nu, mă înțeles, chiar m-am dus, m-au purtat pe la moaștele Sfântului Calenic, m-am închinat și eu, am pupat. Dar după aceea am zis, nu o să mai fac niciodată așa ceva, nici dacă o să vreau să fac film, să mă infiltrez, nu o să pup așa ceva, pentru că mi-a părut și scârbos, și neigienic, și prefăcut. Și am zis, nu mă mai prefac, declar deschis. Și de atunci, de când eram student la București și am făcut două documentare despre asta, am decis că sunt ateu. Păi bine, cumva ați fost indignat de anumite chestii ale preoților. Și călugărilor, și din scrierile bisericești, religioase. Păi bine, dar asta nu vă împins spre ateism. Puteți să vă împingă spre un alt cult religios.
La o altă ramură, chiar Nu, și eu chiar și o altă fiind religie. în marea asta ortodoxă, creștinească, n-am fost tentat de altă religie. Dacă am văzut că asta care ne-e prezentat ca adevărul suprem e atât de găunoasă, am zis, n-are cum să fie o altă religie mai... Așa, asta e foarte răspândită, poate cea mai... una dintre cele mai răspândite în Creștinism. lume, Nu, creștinismul. nu, nu. Și zic, dacă asta cea mai răspândită și marea în care m-am născut eu e atât de fals, am zis, nu mă interesează altă religie, rămân eu cu ateismul meu, mai ales că mă născuse, mă URSS și Păi asta da, era până la chiar urmă ideologie de stat. nu văd logica de ruptură pentru că omul celălalt sau preotul celălalt nu era poate informat sau a înțeles niște lucruri greșite și a pictat chipurile celea. Deci, doar nu toată biserica ortodoxă este așa, în principiu. Nu, dar s-aud despre scriitorul Tudor Arghezi că a comis nu știu ce chestii certate cu legea, un viol sau ceva, și ca să nu răspundă penal s-a refugiat călugăr la mănăstire. Asta mi s-a părut șocant și Da, foarte grav. dar Deci era complice biserica cu o faptă penală a unui om de artă. da, și călugării au confirmat că ei știau că el fuge de cauze penale și se ducă în mănăstire? Să ascundă? Asta e mai puțin relevant. În E mod sigur, relevant, în cazul dat e starețul relevant. știa, în mod sigur, starețul i-a zis, vin aici că te adăpostim ca să scapi de închisoare. Da, care sunt pretențiile tale față de religie în general? Ateu fiind. Mi se pare că religia e o formă de escrocherie și cam toți preoții suspectez de ateism prefăcut. Deci ei se prefac credincioși ca să extragă bani din credința oamenilor, din frica lor de necunoscut, din dorința lor de a explica lucrurile cât mai simplu, când lucrurile nu sunt chiar simple. E complicat să explici de ce aparent soarele se învârte pe cer, când de fapt pământul se învârte în jurul soarelui. Dar sunt niște chestii religie de a explica lucrurile Nu, acestea. religia îți explică foarte simplu. Totul e fixat pe bolta cerească, tverd nebesnaia și tot așa. Că e fixat, da, dar nu există, Biblia doar este o carte de astronomie care să-ți explice în ce mod a fost fixat. N-ar fi, dar iată că oamenii interpretează totul prin prisma Bibliei și dacă scrie acolo de Sodoma și Gomora, înseamnă că toți gay, toți lesbieni și toți sodomiții trebuie să omorâți cu pucioasă, că dacă face Dumnezeu asta, nu să știe, hai să-i batem noi. Și uite câți religioși acum, citați de biserică, ies împotriva oamenilor care sunt frați de-ai lor și pe care ar trebui să-i iubească și să-i accepte, nu să-i urască și nu să-i trateze cu violență. Biserica așa și face, doar nimeni, doar biserica la nivel oficial, nimeni n-a îndemnat să meargă, băi, să mergem să-l omorâm pe homosexualul acela sau pe Nu, celălalt. nu-i omoară, dar nu le dă voie să iasă în stradă, de exemplu. De câte ori s-au împotrivit și venea chiar episcopul de la Bălți, Marchel, sau Cibric, sau Văluț de aici, din Chișinău. Ieșeau împotriva oamenilor care ieșeau să facă un marș, să exercite odată pe an dreptul fundamental de asociere și întrunire. Drept pe care îl folosesc credincioși ori de câte ori ies cu... cum se numește acela, marș. Drumul, marșul crucii, cu caloianul, cu tot felul de chestii din astea, sau se duc la Paști, sau se duc la alte sărbători, odată în an nu le dă voie celorlalți Bine, să iasă. Despre homosexualitate, poate, alt dat și alt timp, pentru că ne epuizează tot timpul, noi așa avem okay. La dispoziție. Față de Biserica Ortodoxă din Moldova, până la urmă ați trăit în Moldova, ce pretenții aveți? Da. Pretenția că biserica biserică, pravoslavnică ca moldovenească, instituție, nu față de Marchel, ca caza parte sau biserica nicile. Moldovenească e subordonată ideologic și geopolitic Moscovei. Biserica moldovenească e pravoslavnică subordonată patriarhiei Moscovei și e un agent de influență al Kremlinului. Dacă Kremlinul devine civilizat și noi să ne civilizăm prin Biserica Pravoslavnică Rusă din Moldova, dacă Kremlinul acum e mafiotizat, e împotriva progresului științific, iată și noi suferim din cauza asta. Care este dar față de Biserica Ortodoxă care pravoslavnică. Nu, care se subordonează în România, Basarabia, nu aveți nimic în Ba da, și aceia sunt la fel de încuiați. Am impresia că se concurează, Patriarhia Bucureștilor concurează la... conservatorism și împotrivire progresului cu Biserica Pravoslavnică Rusă. Nu întâmplător se întâlnesc din când în când la Constantinopol sau cum se numește el acum. Nu, la Constantinopol nu s-a întâlnit ca o ruptură. Apropo, ieri s-a vaccinat Patriarhul Constantinopolului cu vaccinul anticovid. Bine, asta altceva. Față de creștinism,
Ai ceva obiecție? Crezi că însuși creștinismul, prin apariția lui, a adăunat lumii sau nu? Eu cred că a oprit progresul și dacă nu era secolul acela de inchiziție și de implicare a bisericii creștine în viața publică, în viața statelor din Europa, cred că noi am fi fost de mult altfel, lumea ar fi fost mult mai bună acum, dar am avut cruciade, am avut creștinare forțată și arderi pe ruga lui Giordano Bruno și riscul de a fi ars al lui Galileu ca să se dezică și tot așa. Biserica l-a ars? Păi cine l-a ars? Inchiziția nu aparținea bisericii creștine. Adică inchiziția era biserică? E un instrument de presiune asupra oamenilor de știință, asupra oamenilor care gândeau altfel, oamenilor de artă, oamenilor de știință. Biserica adică lei? Și ardeau sau le tăiau capurile? Lui Leonardo... Giordano Bruno. Da, sau... Leonardo nu a riscat că el a pictat tot felul de îngeri. Da. Păi înseamnă că biserica... Adică lei. Și avea instituții... Nu știu ce avea, dar știu că Vaticanul controla atunci păi eu știu, statele, eu știu Europa. Că nu are nimic inchiziția cu biserica. A, da, sigur că da. Nu era în numele Domnului și camerele cele de tortură și închisorile și tot ce era. Biserica maxim pe atunci ce putea să facă. Și biserica atunci controla Romana statele. Regii nu erau puși fără acordul Vaticanului. Nu mai spun ce făcea Ștefan cel Mare aici, nu, în perioada asta medievală. Făcea un război, viola femei, făcea niște copii bastarzi, după aceea mai făcea o mănăstire și era iertat pentru asta. Mi se pare culmea cinismului. Și a ajuns sfânt, sfrijitul acela, piticul acela care ura oamenii, care a invadat de câte ori Muntenia ca să-l pună pe vărul său, să-l pună șef la Târgoviște sau unde era atunci capitala Munteniei. Depinde. Pe Vlad Țepeș. De fiecare...